Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația Flipgrid. Flipgrid face acum parte din suita Office 365 pentru educație. Deschidem flipgrid.com și dăm apoi login. Vedem că putem să dăm sign up sau să ne înregistrăm având un cod sau dăm login și ne putem înregistra cu contul Google sau Microsoft. După ce am intrat pe Flipgrid, putem să adăugăm un video înregistrându-ne ecranul timp de un minut jumătate. Dăm permite. Și vedem aici că avem efecte. Putem să punem frame-uri în spate. Putem de asemenea să adăugăm efecte, filtre, text. Să scriem pe Flipgrid-ul nostru. Să adăugăm o fotografie. Și de asemenea, putem să colaborăm în grupuri, cu clasa noastră sau în diferite proiecte. Apăsăm pe grup și avem Create a Group, să creăm un nou grup, sau Join a Group, să ne alăturăm unui grup. Noi acum vom crea un grup. Deci, grup, proiect. Tutoriale. Putem să edităm tema. Adăugăm o temă. Cine se poate alătura? Doar persoanele pe care le aprobăm sau oricine cu linkul? Oricine cu linkul. Uitați. Și putem să-l conectăm la Google Classroom. Și dăm Create a Group. Și uitați, acesta este linkul la care, dacă dăm click pe el, ne putem alătura în acest grup. Oricine cu acest link se poate alătura. Dacă vedeți acest tutorial și folosiți flipgrid.com/0398B6C5, puteți să adăugați comentarii referitoare la părerea voastră despre acest tutorial sau despre Flipgrid. Bine, dăm înapoi la Groups și vedem că m-am alăturat unui grup în care sunt 142 de răspunsuri. Community Champion. Bine. Acesta este videoclipul pe care eu l-am înregistrat. Vedem că putem să adăugăm un videoclip în maxim 1 minut și 30 de secunde. Și vedem că se pot adăuga comentarii. Dar în același timp putem și noi să apăsăm pe 3 puncte și să ștergem răspunsurile. Sau în același timp mai putem să adăugăm comentarii noi apăsând pe camera. Deci permite și dacă apăsăm pe cerculețul din mijloc ne înregistrăm ceea ce vorbim.
Dragii mei, acesta a fost aplicația Flipgrid și vă repet, dacă vă place această aplicație, vă invit să folosiți următorul link pentru a vă alătura. Deci aveți, folosiți când dați flipgrid.com, aici la Enter a Join Code, folosiți codul 74AE. Hai să vă arăt. Deci 74AE 7FA3 7FA3. Și apăsați săgeată și automat v-ați alăturat acestui grup pe care eu l-am creat. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți Cred.